Astăzi a început cea mai importantă perioadă dinaintea Paștelui 2018, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. În Săptămâna Mare, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri. Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este ultima și totodată cea mai aspră săptămână a postului Sfintelor Paști. Este, de fapt, o perioadă distinctă a postului, adăugându-se celor 40 de zile propriu-zise de post și amintește de patimile Domnului Iisus Hristos din aceste zile. Săptămâna aceasta are menirea de a pregăti credincioșii pentru sărbătoarea învierii Domnului. Vorbim despre o pregătire sufletească, dar și despre o pregătire trupească. Postul se înăsprește, iar cei care nu au putut să-l țină până atunci se străduiesc ca, cel puțin în această săptămână, să-l respecte. În Maramureș, Săptămâna Mare este numită și Săptămâna Neagră. În Maramureș, oamenii poartă haine de doliu, iar casa o îmbracă tot în negru și în albastru închis. Mulți credincioși încearcă chiar să țină post negru în unele din aceste zile. Astfel, oamenii speră să fie feriți de boli. În Săptămâna Mare este bine ca toți credincioșii să fie împăcați cu toată lumea, să ierte și să-și ceară iertare. În Săptămâna Mare, gospodinele se ocupă de ale casei. Acum se face curățenie generală în gospodărie, se mătură curțile, se repară gardurile, se curăță șurile, se face curățenie și în grajdul animalelor. În ziua de luni se scot lucrurile la aerisit, se văruiesc casele, se spală sau se repară mobila, se spală geamurile și perdelele. Muncile la câmp sunt permise doar până miercuri, de joi bărbații rămân pe lângă casă, ajutându-și nevestele la treburile casnice. Casele trebuie să strălucească de curățenie pentru a întâmpina învierea Domnului așa cum se cuvine.